Da, uite, pentru cutie aceasta trebuie să vă deplasezi eu la București. Pentru o cutie de aceasta. O cutie de aceasta. Nu credeți, odată am pus pe foc, și care pusese pe foc? Am la foc. Am dat foc la hotă. Am uitat ce am pus pe foc. Am uitat. Dacă nu e nimeni, pot să am ocazie să dau foc la casă. Uit. Nu mă mai ajută memoria. Creierul ăsta, sfeloză multiple împlăgi. Nu știu, dacă mai continui, iar așa, eu trebuie să fac și o internare în spital. Mai trebuie niște perfuzii, glucoză, mai trebuie că nu mai am calciu, care trebuie, nu mai am. Atunci, exact de atunci, gata, mi-a pus capac. De atunci m-am simțit rău, mi-a amorțit partea stângă și am stat așa 2 săptămâni cu amorțeala. Până m-a lăsat lor. Deci mai memorez bine, uit orice și mai ales că nu vine nici durele de cap, deja gata, mai trebuie să stau în pat, că deja îmi vine rău și nu am nici poftă de mâncare, nu am poftă de nimic. Am și eu copilul ăsta mic, 10 ani are, trebuie să ai grijă lui, ca mamă. Și cam nu mai e putere de grijă. Nu aș vrea să mă văd la pat. Eu deja numai în spital, când mă ducea și mă vedeam internată, deja fac depresie. Dacă sunt așa, mă stresez, mai ales când e de plecat la drum, nu aș vrea eu să mă stresez, dar psihic, așa, că na, te gândești că, uite, te simți rău, nu poți. Și mă afectează, uite, deja mă simt rău. Să iau o măsură, să nu mai umblăm așa, buimaci, drogați, zici că suntem drogați, așa umblăm. Aoleu, dar ce rău este. Din 2011, de 7 ani. 10 luni și fac 3 pe săptămână.
ajută, mă, că nu te mai ajută capul. Dacă nu te ajută capul, că... Chiar dacă nu mi-ar conveni, ce pot face? Asta este sistemul, ce putem face noi. Ea are acum probleme, vă că zic că ea avea, zic că are probleme și cu coloana, are probleme și cu umerii, a început să o supere. Din coloana e, cred că e tot din cauza bolii. Ce se face? Trebuie să mă agit deloc. Și cum să nu te agiți dacă trebuie să umbli de nebun? Întoarcerea acasă. Da, păi, e același lucru. Deci, mergem, acum mergem pentru să ne dea hârtie aceea, o semnătură, tratamentul și înapoi drum. Dar asta se poate face și la Constanța. O zi întreagă numai pe drum. Ține, ține. Atunci și la nu mai văd. E o mizerie de ne de mare. Bă, dar bare nu vă zic, atunci când am început drumurile încoace. A trebuit ca să facă remeneu, că n-avea remeneu să ducă rezultatul aici. Am spus, am venit în plâns, că mie mi-e greu când aude drumurile astea. Care putea să o facă direct aici, dacă era. Da, pur și simplu, chiar că am plâns. M-a interesat până. Dacă vreți să vă încerc să luați, să duc camerele de luați, dacă nu, stați acasă. Și muriți mai repede. Sute de kilometri, stii? Să-ți dea măcar la județul tău. Nu sunt de aici.
Nu, din Constanța. Ea vine... Ce din Zahăr? M-am mutat din Alexandria București special pentru chestia asta cu 3 ani. Când am muncit pentru a noastră țară dragă, eram bun. Acum, dacă mai ești bun, poți să mori. Da, păi tu mai ăsta e șmecheria. Dar de acum mai puțin, mai ales și la părmă. Așteaptă acolo, unde e? Unde e? Unde e? Nu. Și acolo la Ionela. Da? Și pentru domnul doctor, vă întoarceți la mine, când atunci și le găsiți aici, da. Cele trei la Vica. Da, da, da. Niculescu. Da. Ce așa mare? Acum e mai rău. Înainte făceai tot un lucru. Constanța vreodată sau? N-are cum și nimeni poate să dea pe trei luni. Păi de ce? Sunt fondurile foarte mari. Că mie și ceva de euro pe un pacient și să-ți dai pentru 3-4 luni la pacient, cine finanțează? Și preferă să... S-a pus problema, că e greu și pentru medici. Și să scrie atâtea condici și... Azi a fost o zi fericită, dar a fost zile când am avut 100 de zi. N-are cum, n-are. E un program național de sănătate, sunt medicamente străine. N-are. Trebuie cine mai ține evidența acolo? Nu este numai în semnătură cu fiecare exemplare, da? Al dumneavoastră, da? Amețită, iară amețeala asta, e, deci nu mai zic de exact. Acum trebuie să caut să mănânc un pic, că deja gata. Ore și de dimineață, avem și plecați de ieri, plecați de ieri ore. Și de bea în seara asta să dea Dumnezeu să ajungă la casă. Da, pentru...